Salut și bună dimineața tuturor, sunt John de la Expert Crypto. Vom face o analiză pe Bitcoin și vom discuta despre câteva chestii interesante, zic eu, astăzi. Bun, acesta este site-ul nostru, trebuie să-i fac reclamă, este datoria mea morală, www.expertcrypto.co.uk Aici găsiți pachetele la abonament, cei care doriți să deveniți membri. Site-ul are astăzi exact 718 membri și mulțumim tuturor care ne-au ales. O să mergem pe Coin360 și vedem că piața arată cum arată. Întrebarea mea este, arată bine sau arată rău? Ce părere aveți? Vreau să aștept, sau de fapt aștept părerea voastră într-un coment, să-mi spuneți dacă considerați că arată piața rău. Bun, ne vom uita pe indicele fire and Grid astăzi, 50. Este ok, zic eu, pentru corecția mică care a avut loc azi noapte. Foarte multă lume s-a speriat iarăși din nou, este absolut normal. Piața a avut o mică depreciere ieri. Eu nu numesc depreciere, eu numesc un pullback de aici. Este absolut normal acest pullback pentru că nu putem crește la nesfârșit. Probabil mulți nu au înțeles acest aspect. Toată lumea vrea să știe ce se va întâmpla din acest punct. Corect. Vorbim despre Bitcoin pentru că este cel mai mare blockchain. Lucrul ăsta nu va fi așa forever. Nu uitați în fiecare clip vă spun că virgulă cu cât dominanța Bitcoin scade cu atât alte proiecte vor performa foarte mult. Mie îmi place foarte mult Luna, îmi place foarte mult AVAX ca și proiecte pe lung. Chiar dacă DOT nu a performat așa cum cu toții ne-am fi așteptat nu înseamnă că nu o va face. Solana, la fel, o am luată din ianuarie 2020 pe la 4-5 dolari. Este un proiect extraordinar de interesant. A da un proiect super ok, în schimb, care nu a performat și a cam lăsat de dorit. Și multe alte proiecte care le avem în studiu. Îmi place foarte mult Tezos -ul. echipa l-a indicat la 2,20 dolari. Chiar după corecție, Tezosu încă arată destul de bine și va face ceva spectacol în acest an, din punctul meu de vedere. Foarte mulți care investiți bani în cripto, vă recomand să vă faceți propriul research. Dacă mă ascultați pe mine sau membrii echipei, vă mulțumim. Este bine să ascultați cât mai multe lume, să vă generați singuri capabilitatea de a vă acapara informații cât mai corecte și doar așa veți putea trage singuri concluzii când doriți să investiți în bănuții voștri. Bun. Revenind la subiect. Știrile, așa cum știți, în general, cele bune influențează piața negativ, pozitiv, cele rele negativ. Mă uitam astăzi, Rusia avea ca prețul gazului să fie plătit în ruble. Războiul ăsta nu mă aduce nimic bun, doar instabilitate. Na, da, nu știu ce să zic. <coughs> nu vreau să intru în detalii, doar că. Cred că și Occidentalii ăștia pun o presiune enormă și le place un pic războiul, pentru că America câștigă foarte mulți bani acum din vânzarea armamentului, Europa este singura pierzătoare, nu uitați lucrul acesta, și totul se reflectă în bilurile populației. Mă uitam la mine, la business-uri, bilurile la energie s-au dublat, curentul s-a dublat și acasă a venit de la data de întâi curentul dublat toate din cauza războiilor. Puteau fi toate, toate chestiile astea, zic eu. Și de aceea și piața cripto are o volatilitate atât de mare. În fine, nu știu ce să zic. Nu știu dacă să mai credem în știri. Uitați-vă, vedeți ucrainii ăștia dacă sunt credincioși, cum au înviat soldații din insula șerpilor. Ați văzut? Ce să mai zic? Mă opresc aici. Bun. Revenind la Bitcoin, suntem pe daily, și chiar dacă am avut această corecție, așa cum am spus în clipul precedent de ieri și cel de alalt ieri, mă așteptam la un pullback era absolut normal și absolut firesc și sănătos în același timp. Chiar și așa rămân complet bullish pe Bitcoin și văd Bitcoin nu, în aprilie undeva la 52.000 56.000 până la sfârșitul lunii acest indicator ne arată faptul că piața va mai urca din acest punct. Din punctul meu de vedere, nu văd... Să opresc acest indicator să vă vină mai clar chartul. Din punctul meu de vedere, nu văd Bitcoin în perioada următoare sub 43 de mii. Foarte mare atenție. Este doar opinia mea și cred că este o opinie bună. Deci nu vom vedea Bitcoin sub 43 de mii. Bun. Ca Bitcoin să urce în continuare, are nevoie de volum. Nu avem volum. Dar eu o să țină discuția și ceartul cât mai simplu pentru a mă adresa uh, la cât mai multe persoane interesante care sunt la început. Bun. Haideți să vă dau și un sfat de început. Dacă vă uitați pe CoinMarketCap, veți vedea aici la trading, foarte multe monede care arată aceste spike-uri, vedeți? 95% din ele sunt scamuri, sunt țeapă. Nu vă luați după ele. Haideți să vă dau un exemplu. Uitați maker da? Am avut niște așteptări de la el anul trecut exagerate. Nimic. Și acum are această urcare. Cine să mai aibă încredere? Haideți să ne uităm la Zilica aici. Da? Și dacă dăm pe Irlin, poți vedea că Zilica a stat aici din luna mai 2021 până acum n-a făcut nimic și acum are acest spike, probabil foarte mulți vor vrea să investească. Întrebarea este, vă permite să mai așteptați un an? Nu. De aceea, haideți să mai vă luăm un exemplu. Vreau să vă arăt Bitcoin Cash, de exemplu. Da? Uitați, un proiect care eu l-am urât. A urcat până aici, frumos, din ianuarie, februarie, martie, aprilie, din aprilie 2021 a urcat până aici, deci de la 650 de dolari până la 1200. Toată lumea s-a țăpuit, a cumpărat, după care s-a așteptat până aici. Țeapă complete. Întrebarea este, vă permite să așteptați? Vreți să așteptați? Sau vreți să investiți în proiecte care au relativ o siguranță? Haideți să vă vorbim despre cele care au o siguranță. Și, de exemplu, dacă ne uităm... -a, a, vorbea toată lumea asta de zilele astea de epcoin. Mamă, vă face 100x, 3000x, 5000x, 10000x. Serios? <hide> haideți să vedem dacă așa va fi. Eu nu, nu cred nimic. Haideți să vă dau exemple. Cei care interveniți în piața cripto și căutați o stabilitate, da, sau o siguranță cât de cât, haideți să arătăm un proiect care a fost indicat de noi. Da, uitați. L-am indicat în august aici, 7, 8. În august l-am avut în studiu și l-am indicat. Din august până acum, prin toate corecțiile care au trecut, luna este absolut perfectă. Un proiect foarte bun, care va performa foarte bine în acest an. Și multe altele, da? Recent am indicat proiecte interesante. Joy este unul dintre ele, care încă vi-l recomandăm și vouă la liber. Dacă doriți mai multe informații, intrați pe site-ul nostru. Și vreau să vă mai arăt ca și final, de exemplu, ICP Computer. Toată lumea am văzut că vorbește. Este absolut corect să vorbim, doar că ICP Computer, unele exchange nu au lichiditate de plată, în cazul în care proiectul va mai avea un pump. Deci dacă ICP Computer va urca, foarte mare atenție, pentru că nu, nu va face plata și veți pierde bănuții. Bun, un proiect interesant, care vreau să vi-l recomand și vouă ca și public la liber, este Atomul. Dar vreau să vă atrag atenția asupra un aspect. Investind în Atom acum, trebuie să culegem roadele peste 3, 6 luni, un an. Asta se numește investiție. Nu vă lăsați păcăliți de mirajul fetei Morgana, pentru că veți vedea ceva care nu există și veți investi în niște scamuri. Bun, haideți să vedem ce mai am eu pe aici prin uh, analiză. Bam, 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 bam. Așteptăm cei de la AMP să semneze contractul cu Amazonul, dacă se va întâmpla, și atunci de bun putea să îl indicăm ca și un proiect uh, care poate aduce profit. Mie îmi place extraordinar de mult uh, Phantom și Elrond Gold. Phantom 1.53, Phantom nu a suferit pe daily pe această corecție, dacă vedeți aici un pic, nu are nicio legătură el cu ce s-a întâmplat. De la reindicat la 1 dolar și s-a putut face un 50% fără probleme, vedeți? Și Phantom, dacă vreți să știți părerea mea, poate atinge în următoarele două luni lejer 2.7-2.8. Un pic de atenție, pentru că proiectul este unul foarte bun. One Harmony, da? Asta este evoluția One Harmony. Noi am indicat-o de anul trecut. Eu am One Harmony luată de undeva din zona asta de anul trecut din vară, la 0.04, așa că am făcut bonus frumos. Și Harmony, până în acest punct, puteți să interveniți pe piață. Am spus în fiecare clip pentru că se vor face foarte mulți bani. Asta este analiza Harmony și asta este evoluția Harmony, una perfectă. M-a rugat cineva să vorbesc despre Sand, nu că n-aș fi făcut aproape zilnic. Puteți să cumpărați Sand până la 3.8. Foarte mare atenție, da? Cei de la Polygon, nu vreau să vorbesc foarte mult la liber. Găsiți restul documentației pe site-ul nostru. Au în vedere niște chestii foarte interesante în perioada următoare și Polygon poate fi uh, un proiect care, investind corect în el, uh, vă poate aduce foarte mult profit. Să nu uitați acest lucru. M-a rugat cineva ieri, domnule, dar vorbește și de proiectele care le-a indicat și nu au performat. Haideți să vorbim. Bun. Haideți să le luăm pe rând. Câteva dintre ele am vreo 10. Primul. Velas. În primul rând, noi nu ghicim în cărți sau în stele. Și trebuie să înțelegeți un alt aspect. Eu la Mana am așteptat 6 luni până am făcut bani. Cu 10.000 am făcut 50.000 sau știu eu, oricare. Bun. Haideți să ne uităm la Velas, da? Proiectele care le indicăm în faza incipientă, nu vă așteptați să le indicăm luni să crească marți. Nu există așa ceva, da? Pentru că au un market cap foarte mic. Și dacă prind o corecție, vor fi cele mai volatile. E ca și cum mai pune în cușcă unde ta mai șmecher, o să se bată cu cel mai uh, amărât din curtea școlii. Șmecherul ia o palmă, amărâtul ia și el o palmă. Care suferă mai mult? Sincer. Haideți să fim un pic că... bun. Dar uh, asta este. Deci velasul nu înseamnă că nu va performa înseamnă că a fost indicat într-o perioadă de început și va performa. De aceea, întrebarea, mai cumpărăm Hela sau achiziționăm? Absolut da. UFO Gaming, proiect indicat de echipa Expert Crypto, acum câteva luni de zile. Dacă ne uităm aici, totul este în jos. Dar va veni vremea când foarte mulți vechi regreta că nu aveți UFO Gaming în portofoliu. Rețineți ce spun eu acum, pentru că vă veți aduce aminte de cuvintele mele. Mai cumpărăm UFO Gaming? Răspunsul nostru, da. Și ultimul proiect care îl voi prezenta astăzi, Adapad. Indicat de echipă, nu a performat, pentru că am avut această corecție, dar întrebarea este, are rost să avem Adapad în portofoliu? Răspunsul nostru este, da. Absolut, da. Acestea fiind spuse, asta este analiza noastră Bitcoin pe astăzi, 44.700 suport, strong suport. nu înseamnă că Bitcoin nu poate pica sub suport. Șansele să pice sub suport sunt extrem de mici. Așteptați weekendul, weekendul poate aduce deprecierea prețurilor, nu uitați, dar adopția este una absolut imensă pe piața cripto și cred că luna aprilie și mai vor fi, lunile aprilie și mai, vor fi foarte productive pe piața cripto. Atâta timp cât ați investit în proiecte care pot performa și vă pot aduce un profit relativ bun. Vă John, și numai bine.